Se cuvine să slăvim pe Domnul așa cum am cântat, avem toate motivele să o facem și vrem, ba chiar mai mult, credem că o vom face aici și toată veșnicia, amin. Astăzi, cu ajutorul Domnului, încheiem studiul Creștinul în lume cu lecția a 10-a, Creștinul în așteptarea plecării din lume. Am învățat încă din prima lecție că noi, ca și creștini, suntem străini și călători în lumea aceasta. Acest sentiment, această conștiință au avut-o și Sfinții Vechiului Testament, despre care citim în Evrei, capitolul 11, de la versetul 13, În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Gândiți-vă la Avram. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Deci din totdeauna omul scos afară din rai s-a simțit pe drumuri și cu dorința, odată ce a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să se întoarcă înapoi, în intimitate, în harul și prezența binecuvântată a Domnului. Știm că plecarea din lumea aceasta nu poate fi decât prin moarte sau prin revenirea Domnului, prin răpire. În cel dintâi caz, decesul nu este o plecare plăcută, în mod normal nimeni nu-și dorește să moară, în cel de-al doilea, ar fi împlinirea fericită a nădejdii noastre. Așa se face că în ideea aceasta toți credincioșii de la Domnul Iisus au crezut că Domnul vine în timpul generației lor. Și pentru ei a fost o așteptare binecuvântată. Iar pe măsură ce ani au trecut, Dumnezeu a conștientizat pe fiecare sau chiar dacă n-a reușit să înțeleagă, l-a păstrat în har și în credință ca să nu se piardă până în momentul plecării din lume. Citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, unde apostolul evidențiază dorința de plecare și totuși neplăcerea de a trece prin pasul morții. Moartea în sine, ca și despărțire, nu a fost un lucru după voia lui Dumnezeu, este un efect negativ, însă este folosită totuși în planul mântuirii. 2 Corinteni 5, de la versetul 1. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Deci avem siguranță asupra viitorului și gemem în cortul acesta, în trup, plin de dorință să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Și observați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, deci nimeni nu-și dorește să moară. Dorința noastră este să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Deci prezența Duhului Dumnezeu în noi ne face să fim atrași spre ființa dumnezeirii ca și un magnet care atrage materiale potrivit cu natura lor. Până atunci însă, în așteptarea plecării, creștinul trăiește ca și Domnul Iisus într-un statut diferit,
care îl face să fie marcat toată viața de relația ce o are cu Dumnezeu și cu lumea viitoare. Domnul Iisus spunea celor din vremea sa, citim în Ioan capitolul 8, făcând diferența între statutul lui și cu aceasta al nostru și ceilalți oameni din lume. Ioan 8:21, Iisus le-a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni câtă vreme omul este sub stare de păcat. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare, de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și Domnul explică, voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De îndată ce ne-am unit cu Domnul Hristos, noi suntem în lume, dar nu mai suntem din lume. Sau cum spuneam despre credincioșii din Vechiul Testament și notează Scriptura în Evrei 11:38, ei de care lumea nu era vrednică. Deci statutul nostru de oameni al lui Dumnezeu, într-o lume ce aparține diavolului ca stăpânitor temporar, noi nu putem să ne lipim în mod total, ci ne-am desprins mai degrabă în mod definitiv și așteptăm să plecăm. Însă n-am vrea prin moarte, ci prin revenirea Domnului, ca să trecem de la viață la viață. Însă cu siguranță, atunci când va fi să vină moartea, pentru că cei mai mulți din istoria bisericii au trebuit să moară, Dumnezeu ne va da, cum le-a dat și altora, suficientă încredințare ca să putem pleca în pace. Amintiți-vă de Simeon care spunea, stăpâne, slobozește pe robul tău în pace că sunt cu inima împlinită și încredințat. Vom privi în lecția aceasta mai întâi la câteva motive pentru plecarea noastră din lume. Ce ne face să nu ne simțim bine aici, pe pământ? Și într-o a doua parte, la câteva atitudini pe care ar trebui să le avem în raport cu lumea aceasta și cu gândul la plecarea noastră iminentă de pe pământ. Aici sunt dorințe ce nu pot fi împlinite și ele rămân într-o așteptare. Totodată aici există în jurul nostru o permanență a răului, de care am vrea să fim eliberați și să scăpăm. Toate acestea îl orientează pe creștin spre viața viitoare și ne determină, așa cum însăși Domnul ne-a învățat, să ne rugăm, Doamne, vie împărăția Ta. Așa înseamnă, Doamne, termină odată, fă să se finalizeze cu sistemul din lumea aceasta, să vină o nouă ordine a lucrurilor. Am putea spune, gândindu-ne la ce scrie în Romani 8, că toată natura așteaptă ceva nou și, vedeți, oamenii se trudesc să instaureze din epocă în epocă, chiar din generație în generație, filozofie după filozofie, o nouă ordine. Gândiți-vă de-a lungul istoriei cât au încercat oamenii, iar unii monarhi, dat fiind puterea lor militară și aspirațiile lor, au încercat să instaureze un imperiu mondial, s-a prăbușit, s-a încercat pe alte coordonate, pentru că lumea aceasta nu este împlinită. Mă refer aici chiar la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și-ar dori altceva. Noi știm ce ne dorim și știm ce urmează. Așadar, ce motive avem în a dori, așa cum am citit din Evrei, o patrie mai bună? O lume viitoare, cum scrie în Evrei capitolul 2. În primul rând, orice creștin își dorește eliberarea de ispite și puterea întunericului. Care n-ar vrea să nu mai fie ispitit niciodată? Stăm adesea de vorbă cu oameni, în mod special cei tineri, spun, frate, nici nu mai știu ce să spun despre câte gânduri întrec prin minte, ispite sau păcate. Nu-i simplu să știi până unde este provocarea diavolului și de unde este acceptarea noastră. Însă atunci când va veni Domnul, se va termina
cu aceste umbre reci, cu toată puterea întunericului, atunci va fi cel mai sigur ferice, în sensul că vom scăpa de tot ceea ce este rău. Balaam își dorea, scrie în Numeri 23:10, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Sau în Psalmul 116 este scris în versetul 15, tot referitor la momentul plecării, al eliberării. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Într-un fel, cred că se referă și la siguranța că aceștia aparțin Domnului. Nu mai trebuie să fie protejați de Tatăl aici în lume. Ei se odihnesc. Au intrat în sânul lui Avram, cum spune Scriptura, fiind în siguranță. În Apocalipsa, aici în mod deosebit, la evenimentele scrise în această carte, dar și cu perspectivă generală, în capitolul 14, versetul 13, este un cuvânt cel mai citim noi la înmormântări. Și am auzit un glas din cer care zicea, deci este un ecou venit de la tronul lui Dumnezeu, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, în primul rând ei se vor odihni. Deci au scăpat de urmărire, de trudă. Și apoi, în perspectivă, scrie în continuare că-și faptele lor îi urmează, vor avea parte și de răsplată. În privința aceasta este o mângâiere pentru noi credincioși când cineva moare, pe lângă întristarea despărțirii. Pentru că sunt oameni a căror existență spirituală este periclitată. Ba chiar au fost situații în care Dumnezeu a luat pe unii prematur după gândirea noastră, tocmai ca să-i scape de ispitele ce aveau să vină peste viața lor și poate ei n-ar mai fi rezistat la ele. Deci, în primul rând, un motiv puternic pentru plecarea noastră din lume este finalul victorios al vieții și eliberarea de pe front. E un fel de a fi lăsat omul la vatră, potrivit cu ceea ce este războiul și dreptul de a te întoarce acasă. În al doilea rând, plecarea din lumea aceasta presupune îndepărtarea și anularea tuturor efectelor păcatului. De aici stări de vinovăție, mustrările conștiinței, poate pentru greșeli comise cu ani în urmă, suferințe care au putut să rămână chiar dacă cineva s-a pocăit, ca și un efect al păcatului. Și moartea cu amenințarea ei permanent. Cel care și-a încetat existența pe pământ este liber de aceste neplăceri pe care le aduce viața. Cine moare scapă de crize, scapă de dureri. Nu o să mai meargă la spital în veci, nici nu o să mai stea la rând, nici pentru medicamente, nici pentru alimente. Este efectiv o eliberare din ceea ce s-a pronunțat ca blestem peste Adam și Eva. Pentru unul, truda pământului, pentru cealaltă, suferința nașterilor. Se încheie acest îndelung episod dureros. Ei se vor odihni, cum am citit din cartea Apocalipsei. Aici citesc Isaia capitolul 25, unde profetul vorbea despre împlinirea ce ne așteaptă prin eliberarea de tot ceea ce este povară ca efect al păcatului. Deci, în primul rând, scăpăm de păcat, de posibilitatea de a mai păcătui, și în al doilea rând, scăpăm de tot ceea ce este efect al păcatului.
Isaia 25, de la versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor poporilor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mizoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acestea înlătură măhrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocarea poporului său. Da, Domnul a vorbit și Domnul va împlini. Amintiți-vă că atunci când Iosua a ajuns în Canaan și mai târziu Solomon, când Israelul și-a avut împlinirea toate promisiunile de la eliberare, atât unul cât și celălalt au zis că Domnul a împlinit toate cuvintele bune și n-a rămas nimic neîmplinit. Așa va fi în împărăția lui Dumnezeu. Acum vorbim despre toate aceste profeții, despre stările prin care trecem, atunci vom constata ceea ce spunea și Domnul, că n-a rămas niciun cuvânt neîmplinit. Cineva își imagina cum va fi când se va trezi pe țărmul lumii viitoare. Vom respira un aer și nu ni se va părea să dăm vreo senzație de oboseală, nu vom avea nicio simptomă de efort, vom încerca să ne mișcăm și vom vedea că articulațiile ascultă perfect de noi și nu va mai fi niciunul din neajunsurile trupului acestuia limitat. Pentru că la tinerețe mai sunt oameni sănătoși. Pe copii măselele poate dorm mai mult și dinți. Dar pe măsură ce anii trec, cum zice versul, ba o mână, ba piciorul, ba durerile din spate, alții și mai greu sărmanii simt durerile în toate. Se adună. Însă atunci când Domnul pregătește masa aceea și înlătură măhrama, sunt îndepărtate toate efectele păcatului. N-a mai fi nimeni la regim și nici cu dureri de o natură sau alta, cu nicio spaimă, cu nicio teamă, cu nicio problemă, cu niciun stres. Am fost plecat la părinți și am auzit-o pe mama rostind expresia stres. Și am spus, dar când trăiam eu aici nu te-am auzit vorbind de stres. Zice, nu știu, dar în ultimii ani pe toți am auzit cu stres și îmi pare că și eu sunt stresat. Că vremea asta a noastră efectiv ne obosește. Dar se va termina într-o zi cu toată această oboseală. Spune Scriptura în ideea aceasta și în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 54, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Deci așa cum am spus în această seară, odată fiind scăpați de păcat, scăpăm și de moarte, că astea sunt strâns legate. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie El în veci. Amin. În al treilea rând, ca un alt motiv al dorinței creștinului care va fi împlinit la plecarea din lumea aceasta, atunci va avea loc întâlnirea cu cei dragi care au murit. Va fi reuniunea familiei sfinte. Mi-amintesc că am participat la o mormântare și fiindcă fratele nu fusese bolnav, totuși și-a chemat copiii cu o zi, două înainte, era în vârstă, 70 ceva de ani, au cântat, apoi el s-a odihnit, era plin de pace. Și apoi, în ziua înmormântării, înconjuraseră toți și criuri, erau vreo 10 copii cu parteneri de viață, n-au avut loc pe un rând, erau două rânduri cu care îl înconjurau și plângeau de durerea despărțirii. Și am întrebat, părinții fratelui au fost credincioși? Da, au fost dintre pionierii credinței în zona Bucovinei, acolo a fost cazul.
frații lui credincioși, credincioși, și unde sunt acum? La Domn. Dar cum voi vă iubiți părinții, ce credeți că el nu și-a iubit părinții? Și părinții nu l-au iubit pe el? Dacă rămâne aici, e despărțit de ei. Dacă pleacă acolo, e despărțit de voi. Când vom pleca și totodată Domnul va veni, va fi reuniunea părinților, a copiilor, a nepoților, a întregului neam. Până atunci tot există despărțiri, că suntem legați de unii, dar despărțiți de alții. Ca și când românii vreau să plece în America, ăștia de aici, de pe aeroport, plângeau, ci de dincolo așteptau cu flori. Că nu putea fi și în România, și în America. Ori într-o parte, ori într-alta, este o parte de întuneric, o parte de lumină, cu unii împreună, cu alții despărțit. Însă credincioșul știe că de sfinți nu va fi despărțit decât pentru o vreme. Citeam despre un credincios care, fiind pe patul morții, foarte bolnav, nu mai putea să primească vizite, deși mulți ar fi dorit să mai stea cu el, pentru că era prea obosit, avea dureri prea mari. Totuși, cei din familie l-au anunțat într-o zi că a venit un fost coleg de-a lui, ateu. Dar totodată i-au și sugerat, nu mai poți să-l primești. Și l-a zis, ba da, pe ăsta vreau să-l văd. Dar de ce? Fiindcă cu ceilalți mă mai întâlnesc. Pe ăsta nu-l mai văd, măcar o dată să-i spun și lui, încă o dată, adică să-i spun, dacă vrea să vină și el. De aceasta am întâlnit undeva un caz unde bărbatul spunea, eu nu înțeleg prea mult, dar dacă nevastă mea se pocăiește, mă pocăiesc și eu numai că vreau să fiu cu ea. A fost un mod într-o primă fază în care Dumnezeu l-a cercetat, pentru că apoi a ajuns și el să aibă parte de lumina Domnului. Și ce este mai important și mai frumos referitor la întâlniri, spune Scriptura să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele ca pe tine însuți. Cum ne-am putea noi bucura să fim doar împreună cu ceilalți, fără să ne bucurăm de întâlnirea și de prezența Domnului? Așadar, plecarea din lume este determinată nu doar de o filiație puternică, ci de dorința, așa cum zicea Moise, Doamne, vreau să Te văd. Cum spunea Apostolul Pavel, aș mai rămâne cu voi, dar m-aș muta să fiu cu Domnul. Să citim în continuare din Isaia 25 pentru a vedea cum prin Duhul s-a anticipat această împlinire, versetul 9. În ziua aceea vor zice, și dacă vor vorbi, înseamnă că asta va fi pentru ei o bucurie. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Doamne, ajută-ne! De aceea Domnul spunea ucenicilor, citim din Ioan 14, cu ocazia când le-a spus despre plecare, s-au întristat. Împărăția lui Dumnezeu este fragmentată de faptul că o parte e aici și o parte e acolo. Spunea Domnul, lăsă nu vi se tulbure inima. Gândiți-vă, în casa Tatălui sunt multe locașuri și mă duc să vă pregătesc un loc. Versetul 3, mă voi întoarce și voi lua cu mine. Și acum frumusețea și împlinirea dorinței noastre. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și asta înseamnă ce scrie în capitolul 17, versetul 24. Ce înseamnă acel acolo? Tată, vreau ca acolo, unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Așadar, avem un motiv, un al treilea motiv puternic
să se reunească marele păstor și cu marea turmă, să fim toți într-un singur staul pe muntele casei Domnului, scăpați, cum spuneam până acum, de moarte și de efectele ei destructive. Și în al patrulea rând și ultimul, în trei motivele pentru care așteaptă creștinul să plece din lumea aceasta, împlinirea făgăduinților divine și glorificarea. Noi avem numai cele din tâi roade ale Duhului. Suntem încă în carne și oase. Noi vom primi un trup nou de slavă. Orice creștin, când pleacă de aici, își abandonează cortul și pe el îl așteaptă palatul. Spune în Romani capitolul 8. De la versetul 70, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Versetul 22. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii, și nu numai ea, dar și noi care avem cele întâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm. Ce? În fierea, adică răscumpărarea trupului. Trupul nostru e cumpărat, dar urmează să fie răscumpărat. Îi aparține lui Dumnezeu, suntem un templu tip cort, dar urmează să fim un templu tip casă. Asta înseamnă o nouă condiție a existenței noastre. Scrie în continuare aici, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Nădăjduim și așteptăm tot pentru schimbarea trupului nostru, citim și din 1 Corinteni 15, unde scrie foarte categoric despre modificarea parametrilor existenței noastre, citesc de la versetul 42. Așa este și învierea morților, trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă, este semănat în neputință și înviază în putere, este semănat trup firesc, da, chiar la cel duhovnicesc, trupul încă firesc. Și înviază trup duhovnicesc. Și scrie tot aici, de la versetul 48, cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești, cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, al celui din tâi Adam, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, un chip ca al Domnului Hristos. Cetățenia noastră, spune Scriptura, Filipeni 3:21, este în ceruri, de unde și așteptăm. Și scrie acolo, El va schimba trupul stării noastre, smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Iată ce așteaptă creștinul. De aceea zice în 2 Corinteni 7:1, astfel de făgăduințe, cât de pregătiți ar trebui să fim. Asemenea trupului slavei sale, da, sunt pregătite trupuri noi pentru noi, am putea spune. Doar să fim încorporați în ele, sau cum zicea Pavel la răpire, 2 Corinteni 5, să fim îmbrăcați peste trupul acesta, cu veșmintele de slavă. Pentru că împărăția a fost pregătită de la întemeierea lumii, zicea Domnul Matei, capitolul 24. Ea ne așteaptă. Locurile sunt pregătite. Ioan le-a și văzut în viziunea lui. Doar noi urmează să ne pregătim, Doamne, ajută-ne. La astfel de așteptări, ce atitudine ar trebui să avem? În Ioan capitolul 16, versetul 28, Domnul Iisus Hristos vorbea despre sine cu privire la întoarcere în cer. Am ieșit de la Tatăl
Și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Și când a fost pe cruce, a știut sigur unde se duce, ba chiar a promis tâlharului că va fi împreună cu el. Așadar, de la cel mai sfânt om și până la ultimul păcătos mântuit, dorința de a fi împreună cu Domnul produce transformări foarte diferite. În primul rând, și pentru aceasta chiar exemplul tâlharului este binevenit, fiecare credincios trebuie să accepte cu responsabilitate ca Domnul să-și încheie aici pe pământ conturile cu el. Este indicat să acceptăm întreg tratamentul la care Domnul ne supune, să acceptăm suferința, chiar anumite pedepse disciplinare, chiar anumite încercări dureroase, la gândul că toate acestea au un rol de pregătire. Pentru noul trup trebuie o pregătire corespunzătoare a interiorului, omul dinăuntru. Citim din 1 Corinteni 11, unde este scris despre cina Domnului, prin ea vestim revenirea Domnului, moartea Lui pentru noi până va veni El. Și aici scrie, de la versetul 31, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și noi trebuie să acceptăm asta. Atașez la aceste versete Evrei, capitolul 12. E ceva neplăcut, scrie acolo. Nimănui nu-i place să suferă. Dar dacă suferința are rolul purificării, a pregătirii noastre, ea trebuie acceptată cu responsabilitate. Adesea cădem în ispita de a cârti. Și în situația aceasta vom muri ca evrei pe drum și nu vom ajunge în Canaan. Despre ei e scris că Dumnezeu i-a încercat cu un scop. Nu că nu putea Dumnezeu să-i ducă mai repede sau să-i păstreze în condiții mult mai favorabile. Putea, dar așa a decis Dumnezeu. Citim așadar din Evrei 12, de la versetul 7. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe parte să zice feciori din curvii, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Și noi am vrea să intrăm direct în bucurie, dar până una altă, întristarea, sau cum zice Petru, dacă trebuie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Deci Dumnezeu va lucra așa fel ca noi să ajungem să rodim. Și asta presupune anumite tratamente, neplăceri pentru noi. Fiecare să-și evalueze condiția proprie și să înțeleagă de ce la unul ca la Pavel lăsa Domnul țepuș, altul trece prin sărăcie, altul prin boală. Sunt conturi deschise în dreptul nostru care trebuie în final să fie soldate în așa fel încât să nu rămânem cu datorii. Dimpotrivă, dacă se poate să rămână doar în conturile acelea de binefacere ce v-am scris, în rest, să nu rămânem cu datorii. Este ca și în situația aceea când cineva a fost oarecum în dezacord cu voia lui Dumnezeu, văzând că un bogat păcătos a avut parte de sănătate, a trăit multe zile, că mai este unul și în Evanghelie notat așa, că întâi a murit Lazar și apoi bogatul, mai mult a fost și o zi de vreme bună. Săracul moare mai
timpuriu. Se mai întâmplă și alte necazuri, a fost și vremea rea și a zis, Doamne, dar și asta e drept. Și Dumnezeu a spus, da, săracul acela va fi mântuit, a fost credincios, dar a avut el anumite probleme și a trebuit să termin cu el conturile aici, printre altele n-am putut să-i dau slavă la moarte, așa cum i-a dat Domnul la regele Ezechia. Și atunci la bogat de ce i-ai dat bine? Până la urmă, bogatul a făcut și el niște fapte bune, a avut și niște părinți și eu trebuie să mă plătesc de toți, zice Domnul. Când întreabă Dumnezeu în Iov, sunt cuiva dator? Să-i plătesc. Eram aseară cu frații undeva și după evanghelizare ne-au servit la masă și le-am spus, dacă veți fi pocăiți, Dumnezeu vă poate plăti și aici, dar sigur vă răsplătește când vine. Dacă nu ori să fii pocăiți, aici se încheie cu voi. De masa asta vă plătește. Dacă nu am fost în lucrarea lui, nu vă rămâne Dumnezeu dator. Pentru că Dumnezeu este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Deci când lucrează într-un fel, apare neplăcut pentru noi. El are un scop anume. Și drept să spun că eu nu l-am înțeles întotdeauna. Mă mângâi cu faptul că nici Iov nu le-a înțeles pe toate. Că altfel aș zice și eu, dar unii ori mai zicem, cum scrie în proverbe, sunt mai prost decât oricine. Că nu le știm noi pe toate, dar știm că aceste operații sunt dictate de autoritatea dreptății divine. Amin. În al doilea rând, tot ca și o atitudine în așteptarea plecării din lume, trebuie să evităm, să ne ferim toată viața de provocările lumii prin pofte și plăceri. Adică să avem teama, sau mai corect spus, starea de veghere, să ne putem păstra mântuirea până la sfârșit, să nu cădem. Există teoria aceasta mai nou, a început să prindă proporții, că mântuirea odată câștigată nu mai poate fi pierdută. Și pe care a reușit diavolul să-l vaccineze cu ideea aceasta, trește fără griji, trește nepăsător în Sion și este ușor diavolului să-l dărâme. Apostolul Pavel spunea, eu mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva. După ce am prăbut altora și noi știm, putem adăuga și s-au făcut minuni și alte lucrări prin el, nu cumva să fiu lepădat. Să stăm în așteptare, dar spunea Domnul veghind, ferici de robii aceia pe care la venirea lui Domnul îi va găsi veghind. Zicea Domnul, nu știți la ce strajă din noapte, vegheați dar. Aminteam la una din slujbele trecute rugăciunea aceea lui David din Psalmul 17, o reamintesc aici, versetul 14 și 15. Scapă-mă de oameni viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale, copiilor sunt sătui și prisosul lor lasă pruncilor lor. Dar eu în nevinovăția mea voi vedea fața ta, când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Pentru că Dumnezeu nu ne împlinește pe deplin aici. Diavolul foarte ușor poate să ne ispitească, să ne provoace cu pofte. Și noi trebuie să ne păzim, să ne amânăm împlinirea deplină până vine Domnul. Ca nu cumva să cădem în ispită. Să nu așteptăm aici o fericire de rai. Raiul nu este aici. Diavolul tocmai prin asta încearcă să ne înșele pe noi. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește să se facă. Atunci tu de ce nu ai? Zicea Asaf, alții au, eu n-am. Și atunci sunt ispitit. Nu-i greșit să ai, dar-i greșit să se facă din pietri pâine la porunca diavolului. Domnul mulțește pâinele, dar nu când diavolul e bucătar, cu altă ocazie. Ca nu cumva să ne otrăvească prin această înșelare.
Noi trebuie să știm că aici Dumnezeu ne dă bunuri pe care le vom folosi întreagăt. Să ne ferim toată viața de ispite. Pocăiți fiind, suntem încă vulnerabili. De aceea spune 1 Petru capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, este în ton cu studiul nostru, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Este ca și când trecem prin bâlciul deșertăciunilor. Atenție, tineri dragi, la voi magnetul, atracția poftei mai puternică. Pe bătrâni încet, încet, ciclesiastul că îi mai părăsesc și îi mai scutești. Să nu ne poată atrage și să rămânem tari la gândul că noi suntem acum în drum, noi suntem prin pustie, ne mulțumim cu mană, că o să găsim noi în Canaan de toate. Chiar și ceea ce avem, să știm că folosim temporar. Un om bogat și-a scris pe zidul casei, te voi părăsi, ca să vadă din când în când că acolo va sta o vreme. În al treilea rând, în așteptarea plecării noastre din lume, trebuie să ne păstrăm încrederea în lucrurile de sus, să ținem relația cu cerul prin meditații și nu numai, prin fapte bune care sunt o adunare de comori în cer. Adică, pe cât se poate gândul nostru să fie în cer, dar și prin acțiunile noastre să ne acumulăm comori în cer. Asta ne va lega într-un mod determinant de venirea Domnului. Dar dacă nu ne gândim, e doar așa o poezie fără valoare pentru noi. Este ca și cum am văzut eu o caricatură într-o revistă, doi purtau o pancartă, mâine vine Domnul. Dar ei vorbeau între ei, băi, și cum rămâne cu afacerea aia de poimine dimineață? Deci doar sloganul era că vine Domnul, dar lor le-am minte alte probleme. De aceea zice în Iacov capitolul 4, voi care ziceți, vom face. Întotdeauna să lăsăm loc pentru dacă va voi Domnul. Am auzit uneori frați cu înțelepciune care ziceau, dacă Domnul nu va veni până atunci, noi ne-am programat cu tare lucrare. Și dacă va veni, numai bine nu mai trebuie făcută. Pentru că sunt valori care sunt bune aici. Și sunt valori care sunt bune și aici și după ce vine Domnul. De exemplu, evlavia are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Averea e bună aici, dar dacă n-ai mutat avere și sus, te ia apoi din bogăție și ajungi sărac în bogăția lui Dumnezeu. Să citim cuvintele Domnului Hristos și să înțelegem asta în Matei capitolul 6. Și vă rog să vă gândiți, Domnul aici a vorbit simbolic sau lucrurile sunt ad literam? 6:19. Nu vă strângeți comori pe pământ. Unde? Le mănâncă molile? E drept că dacă avem o garderobă de nu ne încap dulapurile, insectele astea împline și scris, e drept. Și rugina. E drept că toate mașinile ruginesc și alte obiecte. E drept. Și unde le sapă și le fură hoții. Atunci hoții săpau după comori în pământ, acum în circuitul electronic. Pentru că de hoți nu scapă lumea. Au introdus oamenii carduri și apoi chipuri să scape de hoți. Da? Hoții sunt tot pe aproape. Un prieten mi-a povestit cum mi-au furat două mașini, una după alta, și în discuție cu cineva, cineva zicea, există trupe
de astfel de mafioți, care atunci când apare o mașină de lux, cumpără din primul eșantion, o demontează toată, o studiază și apoi pot să fure mașini de tipul acela. Dar acum au tehnici mai moderne să fure. Dacă au furat românii noștri din Italia, pare mi se anul trecut sau când, utilaje industriale și le-au dus cu avioanele și le-au găsit prin păduri pe la Maramureș. Ce să mai spunem de furturi, de carduri și de alte valori. Deci pe pământ lucrurile sunt nesigure. Uitați-vă acum la conducătorii ședințele, iată că dintr-o dată li se surpă. Temelia e pe nisip. Deci Domnul a fost foarte deschis cu noi, foarte matematic. În ceea ce a spus e o contabilitate perfectă. Scrie în continuare așa. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rujina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. De ce, Doamne? Doar așa să ne fie în siguranță? Dintr-un dublu motiv. Scrie aici, versetul 21, pentru că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Cine este dedicat doar acumulării materiale pe pământ, nu o să-i stea capul la revenirea Domnului și nici la Împărăția Sfântă. E normal să fie așa. Am văzut numai oameni care s-au pregătit să plece din țară, cum au încercat să-și valorifice bunurile într-o posibilitate tranzacționare. Eventual, dacă le-au lăsat aici, în ideea că aveau pe cineva. Un credincios pentru a fi într-o bună stare, pentru a fi gata de plecare, trebuie să-și trimită o parte din lucruri înainte. Da. Și nu numai. Vă citesc din Coloseni, capitolul 3. Și dacă această dublă stare ne caracterizează, suntem într-o bună așteptare. Coloseni 3, de la versetul 1. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Da? Dacă vorbim între noi cu psalmi, dacă ne gândim la Domnul, dacă medităm la Împărăția Sfântă și dacă facem bine pentru lucrare, pentru săraci, cine dă la un sărac împrumută pe Domnul, cine dă pentru numele Domnului va primi răsplată de la Domnul, bineînțeles că asta nu înseamnă să neglijăm îndatoririle noastre familiale, asta nu înseamnă să nu adunăm, asta nu înseamnă să dai tot numai dacă Domnul spune să dai tot. Dar, de exemplu, cine nu e în stare să dea cu bucurie nici 10% sau să facă daruri pentru sfinți, ori donații pentru lucrare, acest om e legat de pământ, dar e legat tare. Și dacă n-are mult? Dacă sunt oameni care cu libertate pot să ofere și a căror minte este la lucrurile de sus, în aceste condiții putem spune, vino Doamne Iisuse, că nu ne vom uita înapoi ca nevasta lui Lot. Vom merge înainte ca Avram, care n-a fost legat de bunurile materiale, deși a fost mai bogat decât Lot. Aici este paradoxul, am putea spune. Este câte unul necăjit, zgârcit și legat de materie, și altul liber. Intră valori, ies, Dumnezeu îi dă, se întâmplă de pierde, Domnul a dat, Domnul a luat, Iov este un exemplu extraordinar. A zis, cine nu și-a primit partea? Am văzut pe cineva necăjit, e vreunul care nu s-a săturat. Cu blestem a rostit acele cuvinte. Și nu s-a adeverit blestemul, că a fost binecuvântat, deci a fost drept ce a spus. Un astfel de om nu s-a lăsat influențat. Se gândea, amintiți-vă din cazul lui, la Dumnezeu, la fericirea ce l-așteaptă. Deci se poate. Se poate. Doamne, ajută-ne. Și în ultimul rând, spuneam de la începutul studiului că noi am dori să ne prindă venirea Domnului în viață. Este o dorință
generală. În toate generațiile a fost așa. Dar noi trebuie să mai avem o atitudine care va face să fie echilibrată balanța. Ultima generație, cei care nu vor gusta moartea, vor gusta cea mai grea vreme din istorie. Și atunci aș întreba, ce-i mai de dorit? Să murim dacă Domnul vrea sau să rămânem noi la urmă? Să nu mai putem cumpăra, nici vinde, viața să ne fie în pericol, demoni dezlănțuiți cât n-au fost niciodată, fiara cu icoana care vorbește, ce alegem? Suntem și noi ca Pavelos, nici nu știu ce să aleg. Pentru că unii sunt cu dosarul definitivat de Domnul până în faza morții. La ultima generație trebuie să se definitiveze dosarul în timpul vieții. Și de aceea cuțitul de la strung e lăsat mai adânc, ca să ne dea forma necesară. Mi-amintesc parcă aici în adunare a fost o vedenie, am auzit și pe alte părți despre două feluri de haine pe care le-a lăsat Domnul în popor. Un rând de haine erau pentru plecare și un alt rând de haine de rezistență pentru vremurile de strâmtorare care vin. Și o să fie, cum zice în Ioan 21, tu, Petre, vină după mine și cu Ioan ceafi, nu-i treaba ta dacă vreau să stea până voi veni eu. Și aș întreba la care a fost mai ușor, la Petru, că a murit ca martir, dar probabil pe la 60-70 de ani, sau la Ioan, că a trăit până spre 100, dar a făcut 10 ani sau mai mult de ocnă, de pușcărie la minele din insula Patmos. A fost o repartiție divină, Dumnezeu decide. Așadar, noi trebuie să fim într-o așteptare a bucuriei, se termină cu păcatul și cu relele, dar și într-o așteptare responsabilă, în sensul că Dumnezeu trebuie să încheie cu noi conturile aici și pe unde se iese din lumea aceasta e un fel de strâmtoare. Sau cum e descris în Cartea Călătoriei Creștinului, se trece râul. A fost cum a fost de greu în toată călătoria lui, dar a fost pe picioare. Dar povestea creștinul când a trecut râul, am simțit că nu mai îmi ajung picioarele jos și că mă ia râul. Dar ce bine că l-a trecut în cetatea cerească, pentru că asta își dorise și pentru ce a plecase din cetatea pierzării. Încheiem reamintindu-ne la finele acestei lecții și a întregului studiu, și asta și în ideea ceea ce am spus acum la urmă, creștinul este păzit de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea finală. Noi am intrat în procesul mântuirii și suntem în mâna lui Dumnezeu pentru perfecționare, dar și pentru ocrotire. Spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 1, citim de la versetul 5, și amintiți-vă că și Domnul se ruga cu insistență, Doamne, păzește-i, în rugăciunea sa, 1 Petru 1 cu 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Cu ce scop? Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în așteptarea ei, voi vă bucurați mult, măcar că acum, așa cum vorbeam, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin pelurite încercări. Versetul 9, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului. Când vom ajunge la Domnul, spune Scriptura, Apocalipsa 11 cu 15, că cerul întreg se va bucura, că și pământul a trecut în stăpânirea Domnului nostru Dumnezeu și a Hristosului Său și ei vor împărăți în vecii vecilor. Dar până atunci, în lumea asta ce aparține pentru o vreme diavolului, suntem păziți. Și chiar dacă se folosește Dumnezeu și de diavol cu scopul mântuirii noastre, mântuirea noastră este sigură, căci Domnul ne păzește și nimeni nu ne smulge din mâna Lui, cum a spus Domnul Iisus foarte clar, Ioan capitolul 10. Și ultima idee, noi trebuie să fim conștienți că fiecare se alege numai cu o viață. Ascultați cuvintele Domnului Iisus, Ioan capitolul 12,
de la versetul 24. Viața din lumea aceasta sau viața viitoare? Nu cumva, cum zice versul, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Asta nu există. Este un singur rai. Cândva a fost pe pământ, a fost suspendat, a zis apostolul Pavel că e în cer. Ascultați cuvintele Domnului. Ioan 12:24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, și e vorba de Domnul și apoi de noi, rămâne singur. Deci viața asta, dacă nu moare, rămâne viața asta, nimic mai mult, cu bunele și relele ei. Dar dacă moare, aduce multă roadă, o viață veșnică, în perspectivă. Cine își iubește viața, o va pierde. Asta înseamnă să fii sau să nu fii creștin. Iubești viața în lumea aceasta, o pierzi pe cealaltă. Votezi împărăția lui Satan, pentru că asta înseamnă să alegi viața din lumea asta, să accepti sistemul lumii. Nu mai poți să fii al împărăției lui Dumnezeu. Scrie în continuare aici, și cine își urăște viața în lumea aceasta și gata să plece, cum a fost tematica lecției noastre, o va păstra pentru viața veșnică. Să votăm cu ridicare de mână, am votat cu ridicare de inimă. Și asta e mai mult. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, spunea Domnul. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Domnul a spus când a fost în fața morții, împărăția mea nu-i din lumea aceasta, nici a noastră. Aici suntem în tranzit. Știm unde am plecat, ba mai mult, știm că vom ajunge. Știm și ce va fi acolo, chiar dacă nu cunoaștem condiția existenței noastre. Dar știm că vom fi ca El și că îl vom vedea așa cum este. Aș recomanda ca toți care se salută cu ceau să se salute de acum cu Maranata. Domnul nostru vine! Toți care trebuie să modificăm anumite atitudini care ne relaționează într-un mod greșit față de pământ, să le regândim și să fim legați de Domnul și de Sfântă împărăția Lui. Până într-acolo încât zice Pavel, cine are ca și cel ce n-are, în așa fel încât să fim liberi de sarcini și gata pentru revenirea Domnului. Iar câtă vreme va mai hotărâ Domnul să fim aici, suntem încredințați că Domnul ne va da și pâine și ocrotire. Însă noi vom spune, Doamne, vie împărăția Ta. Amin.